Unul dintre cei mai buni goalgetteri ai naționalei, ultimul club în care a jucat a fost Crâlea Sovetov, un campionat puternic din Rusia. O accidentare se l-a ținut departe de teren câteva luni bune, dar primăvara a revenit în forță în echipa Milsami. Acest an a fost extrem de generos cu el, a devenit tată de băiat. Ce ne mai povestește Radu Gânsar, urmăriți imediat! Foarte complicat, pentru că a început o nouă etapă a vieții, dar totodată și pe plan sportiv trebuia să-mi revin după o accidentare și a fost foarte aglomerată. Deja 5 luni, parcă nu-mi vine a crede că deja sunt 5 luni, însă e foarte frumos. Cel mai frumos sentiment, cred că al unui părinte, e să te scoți dimineața să-ți vezi copilul zâmbind și asta e, cred că, până acum nu am înțeles ce înseamnă asta, doar auzeam de la cineva că e frumos, ai copii, că e și o responsabilitate enormă, însă cred că plăcerea de a-l vedea dimineața sau în timpul zilei întrece orice oboseală. Bine, Raul este pentru mine este un băiat foarte frumos și atrage atenția și fără ca să ne știe pe noi părinții. Însă, cu siguranță, mai mergem, mai plimbăm, am fost chiar la un târg acum și oamenii vin, vor să vadă pe Raul, vor să vadă pe Nișoara, întreabă când revine la lucru și... Da, arătați copilul în public, adică... Noi ne străduim, da, noi ieșim afară, noi când ieșim în parc, când ieșim, desigur, nu îi acoperim fața, sau nu suntem genul de părinți care din nevul mediu, însă pe rețelele de socializare încercăm mai puțin să facem publice fotografii cu el, dar când ieșim în lume e ceva normal. Păi, Nișoara, ieșiți la piscină, dacă tot suntem azi? Da, am fost chiar și el la piscină cu ea și cu bebe. E un pic mai greu cu el, pentru că el nu înțelege încă piscina, apa, nu prea o iubește foarte mult și noi mai încercăm noi să ne mai băgăm un pic în apă și apoi cu el toată ziua asta. Nu, doar ultimul, deja se cocea ceva, însă până atunci nu, eram chiar niciodată nu ne-am cunoscut până la... Și cum era să fii pe canapea la emisiune, știind că se face o dragoste serioasă în spate și nimeni nu știe? Bine, nu știam că o să fie o dragoste serioasă, era o joacă, vorbeam, discutam, flirtam, cumva, știți că e un moment interesant, pentru că noi, știindu-ne pe noi după cortină, trebuia să fim noi iarăși pe canapea. Și trebuia cumva să menținem aparențele, totuși, da, distanța și... Bine, sora ei, de exemplu, știa despre noi și s-a uitat la emisiune și a zis că... Ea murea de râs și zis că se vede din start că ceva este la mijloc. Dar faza cu Anișoara pe canapea a fost că prima dată când am fost, producătorul de emisiune îi șoptea ei în cască, v-ar sta bine împreună, știi, din prima dată când am fost. Și atunci, de atunci ea mai face glume cu seama asta. N-am întrebat niciodată, dar nu prea pregăt fotbal până la mine. Știe despre fotbal, pentru că citea și la știri și la... Dar așa acum se uită doar de dragul meu, dacă... Așa nu cred că e mare amator. Nu știu dacă celebritate. Cu siguranță mai mulți oameni poate au atras atenția sau s-au uitat la mine în direcția mea pentru că m-am căsătorit cu Anișoara, însă nu cred că mi-a crescut celebritatea sau mi-a scăzut sau nu cred. Celebritatea cred că nu este pentru noi în Republica Moldova. Cred că câștigarea cupei în Israel a fost un moment care îți oferă satisfacție personală, pentru că profesională, pentru că totuși noi jucătorii jucăm pentru bani, este o muncă care trebuie să fie răsplătită și noi într-adevăr jucăm pentru bani, însă totodată dacă obții și trofee, atunci este o satisfacție dublă pentru jucători. În 2018. 2018-2019. În momentul neplăcut cred că a fost acum, asta, vara trecută, când am primit acea traumă care m-a ținut departe de teren 7 luni.
La Zimbăr n-am câștigat aproape nimic. La Zimbăr ce câștigam cheltuiam, pentru că erau bani foarte puțini. Haifa a fost un star. În Rusia, la fel, a fost din punct de vedere financiar bine pentru mine. Adică, în anii ăștia care au fost în Israel și în Rusia, a fost ok pentru mine financiar. Unde mai bine plătit? În Rusia. E departe. Te-ai mai reîntoarce dacă vei primi ofertă în Vietnam? În Rusia? Da, dar nu cred că acum, la moment, o să fie așa ceva, o să fie vorba de ofertă. Însă m-aș întoarce, însă un pic în alte condiții. Aș pune, cred că, mai multe condiții eu contractuale decât... Pentru că prima dată când am fost, am acceptat cam tot ce mi s-a pus pe foaie. Și acum, da, și acum nu capricios, acum pur și simplu aș, m-aș respecta mai mult și aș pune unele puncte cheie care ei nu ar putea să desfacă contractul unilateral sau să am mai multă protecție din punct de vedere contractual. Este foarte greu, pentru că eu respect jobul care l-a ea și ea a obținut ce a obținut prin muncă timp de foarte mulți ani și să-i răpesc eu toată această muncă și să ducă pe apa sâmbetii, pentru că m-a urmat prin pentru an, doi, undeva peste hotarele țării, pentru că eu oricum o să revin acasă. Nu am stat, am discutat despre acest lucru, însă nu am ajuns la un consens, pentru că eu încă nu am primit o ofertă pe scotare ca să stăm până la urmă la taclare. Și dacă ai primi un contract foarte frumos, crezi că o căsnicie ar putea rezista o relație la distanță de un an, doi, trei? În primul rând depinde de perioada care nu te vezi, pentru că oricum noi avem vacanțe. Mai sunt meciul la selecționată care revie acasă, dar cu siguranță e foarte greu. Noi am avut o perioadă când eu am fost în Israel, jumate de an, și s-a pornit pandemia și noi pur și simplu efectiv nu am putut să vin acasă, eu nu am putut să vin la mine. Noi eram despărțiți de... Dar asta nu este un impediment, pentru că atâta timp cât tu îți vezi viitorul cu o persoană alături și îți creezi viitorul și familia cu o persoană, momente dificile în viață întotdeauna există. Este bine, ideal este să fie împreună, nimeni nu spune, dar în cazul în care, pe plan profesional, fiecare va avea nevoie să crească și să continue ceea ce a început, atunci va fi înțelegere din partea altora. Noi nu am făcut nuntă, noi am făcut o ceremonie la biserică, ceea ce noi am vrut. După aia am fost familia doar la un restaurant și foarte restrâns, adică nici prieteni, nici... Nu, am fost de toți, cu părinții 15, cred că am fost foarte puțin. Dar sunt sigur că aveți mulți prieteni. Da, aici e problemă. Aici a fost o problemă. Noi am promis că o să facem un eveniment pentru noi, dar când o să mai cască Raul un pic, o să facem un eveniment pentru noi, așa, să ne distrăm un pic, nu neapărat muntă cu alai, dar să fie o seara noastră cu prietenii împreună. Nu știm încă. Noi am pus-o ca un to-do list, dar însă acum cumva Raul ne acaparează din toate punctele de vedere și acum și anișoara urmează să iasă la loc. Și când o să se vor stabili un pic lucrurile, ne vom gândi și la lucrurile astea. Voi, fotbaliștii, aveți picioare bine lucrate, asta se vede, da? Dar este și un stereotip că brațele sunt mai puțin lucrate, puternice, rezistente. Hai să te testez. Câte flotări poți să ne faci aici? Hai, mă provoci, da? Da, dar zic să-ți scoți tricoul. Stingeți camera. 1, 2, 3, 4. Calitativ. Așa, trunchi până la pământ. 9, 40. 50 ai zis, nu? 10. Hai, încă 10. 4, 5, 6, 7. Apa. Încă 3, 8, 9, 50. Yeah! Am distrus stereotipul. Aveți putere și în brațe. Mulțumesc frumos și la voi, baftă multă, un nou început. Mersi.
A fost un an frumos pentru Radu Gânzare, a devenit tată de băiat în această primăvară. Din păcate, Anișoara nu ne-a bucurat cu prezența ei fizică la acest interviu, dar pot declara cu încredere, fotbalul și televiziunea s-au combinat frumos.